În seara aceasta aș dori să vorbesc despre armătura lui Dumnezeu, despre unul dintre elementele constitutive ale acestei armături, așa cum o găsim în Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 6, și anume partea a doua, versetului 14, unde ni se vorbește despre platoșa neprihănirii, platoșa neprihănirii. Ce este o platoșă? Probabil că pentru tineri este un mare mister, platoșă, breastplate. Atunci când un soldat se echipează pentru război, el trebuie să-și protejeze organele vitale și își acoperă pieptul, abdomenul, partea din față, zona aceasta foarte vulnerabilă la lovituri, la săgeți. Și chiar platoșa înconjoară corpul. Este formată din plăcuțe foarte solide, puternice, din metal, așezate ca niște solzi, prinse pe corpul soldatului. Și cuvântul lui Dumnezeu, atunci când vorbește despre armătura lui Dumnezeu cu care ne echipează în războiul spiritual, pentru că noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, spunea Pavel în Efeseni 6, ci împotriva domnilor, stăpânirilor din locurile cerești, practic împotriva diavolului, împotriva ispitelor, împotriva păcatului, împotriva lumii, împotriva tuturor inamicilor spirituali care se năpustesc împotriva noastră. Ei, parte din acest echipament este această platoșă asociată cu neprihănirea. Nu vreau să repet prea multe ori, dar cred că este pertinent și este folositor încă o dată să vă spun că atunci când vorbim despre neprihănire sau sfințenie, vorbim mai întâi despre standardul neprihănirii, care este Domnul Iisus Hristos. Ideea de neprihănire, ceea ce înseamnă neprihănire, nu inventăm noi, nu ne sfătuim noi, nu ne înțelegem noi, nimeni nu are monopol asupra acestui standard. Prin declarații să spună ce este și ce nu este neprihănire. Singurul care are autoritatea și are autoritatea nu numai prin ceea ce spune, ci prin ceea ce a trăit ca să stabilească acest standard al neprihănirii este Domnul Iisus Hristos. Apoi este statutul de neprihănire, când noi ne pocăim, când ne întoarcem la Dumnezeu, venim din lume, încă n-am adunat memorii pozitive în viața de pocăință, încă n-am făcut nimic. Și totuși, când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor, El ne declară neprihăniți, ne dă statutul acesta de sfinți, de neprihăniți. Nu este al nostru, nu este ceva care să avem noi, să fabricăm, să croim noi. Este neprihănirea Domnului Iisus Hristos, pe care ne-o dă prin credință. N-am contribuit cu nimic la ea. Este darul lui Dumnezeu. Și spunea Apostolul Pavel că el ne socotește neprihăniți. Apoi este starea de neprihănire pe care o evaluăm în fiecare zi, luptându-ne să devenim din ce în ce mai mult asemenea Domnului Iisus Hristos, să semănăm din ce în ce mai mult cu El și să tindem către standard. Cum spunea Apostolul Pavel în Efeseni, până vom ajunge toți la statura plinătății lui Hristos,
adică la fel ca el. Este un proces care durează toată viața. În fiecare zi, în starea neprihănirii noastre, acolo unde suntem, pe traiectoria desăvârșirii, trebuie să ne evaluăm, să ne raportăm la standard, să vedem diferența dintre noi și standardul Hristos, și trebuie să onorăm statutul pe care ni l-a dat, să-l respectăm și să fim vrednici de darul acesta extraordinar pe care ni l-a dat Dumnezeu, dându-ne și noi toate silințele. Pentru că El ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Mă gândeam la cuvintele spuse mai devreme de fratele pastor Adrian și atitudinile noastre fataliste, prin care ne vedem întotdeauna înfrânți, ne vedem întotdeauna incompetenți, ne vedem întotdeauna slabi, ne declarăm întotdeauna păcătoși. Frați și surori, n-am nicio problemă cu a ne smeri înaintea Domnului. Nu am nicio problemă cu a ne declara nimic în fața lui Dumnezeu. Atunci când ne raportăm la Dumnezeu, n-am nicio problemă cu a ne vedea lipsurile, scăsămintele și insuficiențele noastre. Dar atunci când venim înaintea lui Dumnezeu și ne declarăm înfrânți, falimentari, până când lucrul acesta? Pentru că El ne-a dat armătura lui Dumnezeu și ne-a echipat. Pentru că El ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Pentru că El ne-a spus că suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Până când ne vom târî? Până când ne vom lamenta? Până când vom sta în mână doar cu steagul alb, declarându-ne ostateci? Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să ridicăm steag de biruință în viețile noastre, în familiile noastre, în biserica noastră. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, asta înseamnă că starea noastră de neprihănire este o barieră, un scut împotriva armelor și munițiilor dușmanului și în mod deosebit, spunea apostolul Pavel, săgețile arzătoare ale celui rău. Ceea ce înseamnă, frați și surori, că nu putem fără neprihănire. Repet, când vorbim despre neprihănire, vorbim despre neprihănirea standard la care ne raportăm, spre care tindem, pe care o dorim să devină realitate în viața noastră. Ne referim la statutul pe care deja Domnul ni l-a dat și ne socotește neprihăniți. Dar realitatea neprihănirii noastre se constată, se vede în felul în care trăim în fiecare zi. De aceea spune Domnul, fiți sfinți, că eu sunt sfânt. Pentru că altfel vom fi vulnerabili. Când compromitem neprihănirea noastră, compromitem trei lucruri esențiale legate de viața de credință. Și aș vrea să le menționez în scopul de a ne motiva să-L căutăm pe Domnul cu disperarea soldatului care este pe front. Când ești pe front, când ești soldat, când ești în mijlocul războiului, când ești sub amenințarea dușmanului, atunci prețuiești armamentul cu care ești echipat.
Să știți că marea majoritate a armatelor biruitoare din istorie au avut un echipament adecvat. Probabil cea mai puternică armată din istorie este armata Statelor Unite. Raportată la vremea Antichității a fost armata romană sau armata grecilor a lui Alexandru Macedon. Dacă veți studia orice manual de istorie militară, veți constata că pe lângă comandanți capabili, competenți, pe lângă strategii de război sofisticate, bine puse la punct, un factor determinant în victoriile acestor armate a fost un echipament superior pe care soldații l-au avut și pe care au știut să-l folosească. Nu întâmplător ni se spune să luăm armătura lui Dumnezeu și cuvântul Domnului spune să luăm toată armătura lui Dumnezeu, dar în seara aceasta ne referim la platoșa neprihănirii, the breastplate of righteousness. Acum, când o așezăm pe noi, de aceea trebuie să fim foarte atenți, să ne cercetăm în fiecare zi și să avem grijă de această platoșă să fie bine încheiată, bine strânsă, bine pusă pe noi. Pentru că cea mai mică deschizătură poate fi vulnerabilă și poate fi fatală. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în 1 Împărați, capitolul 22, de la versetul 30. Când Ahab s-a dus cu Iosafat la război și a spus lui Iosafat, tu îmbracă-te în haine de rege, lasă vadă lumea că tu ești mare, tu ești tată, tu ești șef, tu ești comandant. Și eu mă îmbrac ca un soldat obișnuit. În timpul războiului, cuvântul Domnului spune că sirienii l-au căutat pe împărat. Pentru că împăratul Siriei a dat această poruncă, nu vă luptați nici cu cei mici, nici cu cei mari, numai cu împăratul lui Israel, pe el trebuie să-l distrugem. Când l-am lovit pe el, am câștigat războiul. Când l-au văzut pe Iosafat, au crezut că el este împărat. Au zis, negreșit, este împăratul lui Israel și s-au apropiat de el să-l lovească. Iosafat a scos un țipăt. Acum, probabil că a fost o manifestare foarte nedemnă pentru un rege. Dar oamenii și-au dat seama că nu el este împăratul lui Israel, s-au depărtat de el. Și spune Biblia în versetul 34 din 2 Împărați 22 că un om a tras cu arcul la întâmplare, la întâmplare. Dar pentru că Ahab era sortit pieirii datorită idolatriei și ceea ce a făcut 22 de ani ca împărat al lui Israel, săgeata l-a lovit și atenție, l-a lovit la închietura platoșei, acolo unde se îmbinau, se legau bucățile din care era formată platoșa. Probabil că în vremea respectivă, împărat mergea la război, avea un valet care îi lega armătura. Și valetul ăsta a lăsat o deschizătură. Și doar într-un singur loc a fost vulnerabil împăratul lui Israel. Exact acolo l-a lovit săgeata și a murit. Trebuie să fim foarte atenți cu această platoșă a neprihănirii, să nu lăsăm spații vulnerabile unde să ne pătrundă păcatul și răutatea. Dragii mei, un lucru foarte important de care trebuie să ne aducem aminte este că diavolul este un
dușman care caută vulnerabilități. Știți ce spune Biblia? Că răgnește ca un leu și dă târcoale. Se învârte de jur împrejurul nostru. Asta înseamnă să dai târcoale. Ne fixează și caută locurile vulnerabile. Când suntem mai liniștiți și când ne simțim mai în siguranță. Dacă a găsit un loc vulnerabil, acolo ne lovește, acolo ne atacă. De aceea cuvântul Domnului spune să veghem, să fim atenți. Care sunt principiile esențiale ale neprihănirii și care sunt lucrurile de care sau care depind de neprihănirea noastră și fără de care viața noastră de credință este compromisă. În primul rând, fără neprihănire, dacă ne compromitem neprihănirea, maturizarea noastră este compromisă. Noi suntem într-un proces de creștere spirituală, de maturizare. Noi ne maturizăm. Ne naștem ca și copiii în împărăția lui Dumnezeu și ne maturizăm. Întrebarea se pune, ce înseamnă să ne maturizăm? Ce înseamnă să devii un credincios din ce în ce mai matur? Care este elementul esențial al maturizării noastre? Și vă spun de la început, neprihănirea. Maturizarea noastră este cu privire la neprihănire. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în epistola apostolului Pavel către evrei. Capitolul 5 mai întâi. De la versetul 11. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri greu de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, adică trebuia să deveniți părinți spirituali, maturizare înseamnă să ajungi la un anumit nivel de cunoștință și de capacitate spirituală încât să te ocupi de altul mai slab ca tine, să-l ajuți. Să-l întărești, să-l înveți, să-l mentorezi. Voi care trebuia de mult să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și acum atenție! Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Există câteva faze în dezvoltarea noastră fizică atunci când ne naștem copii. În prima fază, nu-i spui copilului, nu lua cuțitul ăsta că te tai, îl iei din mână, îl iei din mână. Îl iei din mână. N-ai ce să-i explici, are 2 ani. Spui, nu e voie. După ce crește un pic, îl iei și îl duci și îl înveți să treacă strada. Și spui, fii atent, te uiți în stânga, te uiți în dreapta. Ai grijă, fii atent. Îl înveți. După o vreme, ce părere aveți să spun la un om de 40 de ani, nu să te înveți să treci strada? Dar ce părere aveți, frați și surori, să trebuiască la un om care stă în biserică de 10 de ani de zile, de 10 ani, de 20, de 30 de ani, să-i dai peste mână ca la un copil de 2 ani? Și spui, nu atinge, nu pune mâna, nu gusta! Pavel era frustrat, spunea, dom'le, trebuie din nou să vorbim despre alcool, despre fumat, despre una și despre alta. Păi trebuie, trebuie. Pentru că vine copilul spiritual și întinde mâna. Întinde mâna și știi ce vrea să facă, știi ce poftește.
Încă poftele și atracțiile firii pământești sunt atât de puternice încât nu-l lasă să crească la un etaj superior al neprihănirii, când să nu mai trebuiască să-i vorbești despre aceste lucruri începătoare. Ascultați capitolul 6, versetul 1. De aceea să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite. Dar ce înseamnă asta? Fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. După 30 de ani de stat în biserică, eu mă duc la el să-i spun, Dumnezeu există. Trebuie să-ți demonstrez că Dumnezeu, dar oare există Dumnezeu? Frați și surori, asta e lipsă de maturizare. Și lipsa de maturizare e direct legată de neprihănire. Ascultați ce spune, încă o dată citesc versetul 12, și pe urmă 13 și pe urmă 14. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte și nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru oamenii care s-au maturizat, pentru aceia căror judecată, rațiune, s-a deprins, s-a obișnuit prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Dragi copii, ați crescut în familii de pocăiți. Știu că sunteți tineri, știu că aveți 17, 18, 19 ani. La 17, 18, 19 ani nu mai întrebați de cinematografe, nu mai întrebați de baruri, nu mai întrebați de social drinking. Deja trebuia să știți că astea sunt păcate. Că nu v-ați pocăit ieri. Ați venit ieri la biserică prima dată. Ați trăit în familii de pocăiți. Aveți ca model garderoba lui mama, limbajul părinților, unde merg și unde nu merg. Mă rog părinții să fie maturi și să înțeleagă, copiii le calcă pe urme. Ești la una, îi spui, vezi că nu te îmbraci prea decent. Și zici, uite, cu gura mare, nu înțelege de ce. Sunteți obligați să vă maturizați în credință. La 18 ani vreți să vă botezați ca să vă măritați, să vă însurați. Trebuie să știți lucrurile astea. Știu că sunt cârligele firii pământești. Ia mai tăiați-le. Ia mai puneți-le pofta în cui. Și maturizați-vă odată, că pe urmă vă dăm peste mâini și vă supărați. Păi ce să fac, că ești bebeluș. N-am cum să-ți explic că nu pricepi. Smulg cuțitul din mână. Te îmbrâncesc de lângă soba încinsă, ca să nu-ți faci rău și să nu te nenorocești. Și voi, părinților, ia creșteți voi și maturizați-vă. Când mai luăm câte un copil din ăsta mai nărăvaș și îi mai arătăm ce e voie și ce nu voie, ia să nu-i dați dreptate, că e puiul mamii. Voi vreți să colaborăm cu voi în a-i crește în frică și temere de Domnul. Ia colaborați și voi cu noi. Și însă, lasă-l pe ăla ce spune duminică. E ok, ia-ți rochia asta, cumpără-ți-o. Că pe banii voștri le cumpără. Nu compromiteți procesul de maturizare respingând cuvântul despre neprihănire și spunând, stăm bine, suntem bine. Păi, fraților, asta e maturitate spirituală când voi vă comparați cu criminalii lumii? Voi vă comparați cu desfrânații lumii?
Cu ăia vă comparați voi și vă scoateți bine? Standardul nostru este Hristos. Până vom ajunge să fim ca Hristos, un om matur se pocăiește peste pocăință, peste pocăință, peste pocăință, până nu mai e loc de pocăință și singurul moment când nu va mai fi loc de pocăință este când vom fi în cer, pentru că atunci vom fi ca El și îl vom vedea așa cum este, să ne ajute Domnul să ajungem toți acolo. Fără neprihănire, procesul maturizării noastre este stagnant și poate chiar în regres. Apostolul Pavel era îngrozit și spunea: iarăși simt durerile nașterii. V-ați pocăit acum 10 ani și eu parcă acum vă nasc. Până când? Până când va lua Hristos chip în voi. Ce să facem dacă ne raportăm la chipul veacului? Care e tabloul de lângă oglinda ta? Când te uiți și vrei să te compari cu ce vrei să devii? E chipul Domnului sau chipul veacului? Că unii tare se aseamănă cu chipul veacului de la o zi la alta mai aproape de ceea ce înseamnă lumea aceasta. 2. Nu numai că fără neprihănire maturizarea noastră este compromisă, fără neprihănire mărturia noastră este compromisă. Noi suntem chemați să fim martori în lumea asta. Și mărturia noastră este și ceea ce spunem, dar este și ceea ce facem. Uitați-vă, vă rog frumos, la interviurile pe care le dau unor așa zici mari televangheliști. Nu mă impresionează media, pentru că ei știu ce fac. Ei vor să dea în capul pocăiților și aleg două, trei excepții de genul ăsta, ăștia care umblă prin avioane personale de colo-colo și, mă rog. Dar este foarte interesant felul cum pun problema. Credeți că Iisus, dacă ar trăi pe pământ astăzi, așa ar fi? Dragii mei, să știți că oamenii ne privesc cu ochi critic. Că primesc sau că nu primesc mesajul Evangheliei, ne vor ataca la felul în care noi înșine îl trăim. Pentru că cea mai mare vulnerabilitate a noastră în a predica Evanghelia în lumea aceasta este pericolul ipocriziei. Ca oamenii să spună: nu-ți umblă picioarele pe unde-ți umblă gura. Când noi nu trăim o viață de integritate și de neprihănire și știți cum trebuie să o trăim, pentru că Dumnezeu ne cunoaște inima, Dumnezeu știe intențiile noastre, dar suntem văzuți. Trebuie să trăim într-un asemenea fel încât și aparențele să se încadreze perfect în ceea ce înseamnă o viață neprihănită. Până și aparențele. Biblia zice să nu dăm prilej diavolului. Trebuie să avem grijă și pe ce străzi umblăm și la ce oră. Sunt multe lucruri în care am devenit foarte relaxați. Și cred din toată inima că trebuie puțin să strângem armătura, pentru că am creat spații vulnerabile la închieturi.
Și nu un arcaș din armata Siriei trage cu arcul. Și nu este orice fel de săgeată. Arcașul este diavolul și folosește săgețe arzătoare și este un foarte bun țintaș. Vă aduc aminte de marele David. V-ați putea imagina ce ar fi însemnat mărturia marelui David, omul după inima lui Dumnezeu, viteazul și eliberatorul lui Israel, împăratul care a devenit etalon pentru toți ceilalți împărați, dacă ar fi lipsit din viața lui episodul Batșeba. Închipuiți-vă mărturia lui David fără acel episod trist. Păcând așa, și nu e David vinovat pentru asta, este firea pământească și inima nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea unora, care atunci când calcă în străchini, ne dă cu David peste ochi și ne spun: da, David, ha? Eu și eu mai am voie să predic de la amvon dacă am făcut prostii. Că uite, David! Când o-i pierde cât a pierdut David și când te voi căi cât s-a căit David, vino, nu stăm de vorbă. Dar deocamdată, fără neprihănire, mărturia noastră este compromisă. 2 Petru 2:2, mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. Știu că există politica, nu vă uitați la noi. Cum vine cineva la biserică și vede un comportament nedemn, spune: nu te uita la oameni, nu te uita la noi. Uite la Domnul Iisus Hristos. Și v-am mai spus, fraților, că repet că e bine, dar să uită oameni, mai măcar unii au icoane și statui pe pereți. Le spui: uită-te la Domnul Iisus, să uită și vede acolo ceva. Nu-l ajută, dar măcar nu ne facem de râs când îi spunem: uite-te la Domnul Iisus. Dacă nu intră în biserica la noi și spune: uite-te la Domnul Iisus, omul se uită și nu vede nimic. Da unde? Da care? Pavel a spus: călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele Domnului Iisus. Urmați-ne pe noi, fraților! Nu ne v-am fost o pildă! Oamenii se uită la noi. Și a le spune să se uite în altă parte și nu la noi. Este o dovadă de ipocrizie. Fără neprihănire, maturizarea noastră este compromisă. Fără neprihănire, mărturia noastră este compromisă. Și în fine, fără neprihănire, mântuirea noastră este pusă în pericol și compromisă. Pentru că nu există mântuire fără neprihănire. De fapt, ce e mântuire, fraților? De ce a venit Hristos să ne mântuiască? Pentru că am avut o problemă foarte mare care s-a numit păcat. Și El a venit să rezolve problema păcatului. Mântuire înseamnă: plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este... Slăvit să fie numele Domnului! A venit să ne mântuiască din păcat. A venit să moară din cauza păcatului și pentru păcat. Și spune apostolul Pavel: ascultați, Roman capitolul 6. Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum.
Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Asta este esența mântuirii. Ezechiel, capitolul 18, versetul 24, spune însă: dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, dacă se ia după toate urăciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Nu, ci toată neprihănirea lui va fi uitată, pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat, de aceea va muri în el. Ezechiel 33:13. Când zic celui neprihănit că va trăi negreșit, dacă se încrede în neprihănirea lui și săvârșește nelegiuirea, atunci toată neprihănirea lui se va uita și el va muri din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o. Ce înseamnă asta? Mă încred în faptul că am primit neprihănirea ca statut, mă încred în faptul că până acum am trăit în neprihănire și îi ajunge lui Dumnezeu. Deci mai trăiesc și pentru mine. Ia să-mi permit și eu o indulgență, Domnule. Am eu chiar așa, nu e sfârșitul lumii. Și cuvântul Domnului spune: ți se uită toată neprihănirea. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Filipeni 2:12 și cu asta închei. Astfel, dar, preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Ce înseamnă să ducem până la capăt mântuirea cu frică și cu tremur? Înseamnă două lucruri. Înseamnă să ne păzim de păcat, să fim tot timpul vigilenți. Știți ce spunea psalmistul? Cutremurați-vă și nu păcătuiți, spuneți lucrul acesta când stați în pat, apoi tăceți. Adică stai în pat și meditezi la ce ai zis. Și în al doilea rând, de cumva te-a nimerit o săgeată arzătoare, de cumva a pătruns la închietura platoșei și te-a rănit. Vino cu pocăință înaintea Domnului Iisus Hristos și restaurează-ți starea. Pentru că în dragostea Lui a pregătit un remediu pentru accidentele care se petrec în viața noastră atunci când nu suntem veghetori și atunci când în armătura noastră sunt spații și vulnerabilități. Pentru că neprihănirea este esențială în păstrarea procesului de maturizare, creșterea noastră spirituală este esențială în păstrarea mărturiei noastre și este esențială în ducerea mântuirii noastre până la cap. Atât de importantă este neprihănirea. Haideți să venim în cercetare înaintea Domnului, ne ridicăm. Dacă cineva este tare și stă în picioare, cuvântul lui Dumnezeu spune: ia seama, nu te încrede în puterile tale, dă slavă Domnului, așează-te în brațul Lui, fii vigilent și păzește-te de păcat și de cădere. Dacă ai fost mușcat, dacă ai fost înțepat de săgeata arzătoare a celui rău, seara aceasta este o seară de pocăință. Știi din ce cauză ți-a vorbit Dumnezeu? Pentru că vrea să restaureze sufletul tău, viața ta, să te pună din nou într-o stare după voia lui Dumnezeu. Vrea să-ți vindece sufletul. Vrea să-ți ierte păcatul. Și vrea să-ți așeze din nou picioarele pe calea neprihănirii. Asta este harul lui Dumnezeu pentru tine în seara aceasta. Asta este oferta lui Dumnezeu pentru tine în seara aceasta. Să pleci din locul acesta înarmat, echipat și gata să lupți pentru mântuirea ta în neprihănire, cu frică și cu tremur. Nu mai ai grijă, după ce te-a salvat Domnul, după ce te-a reabilitat Domnul, du-te și să nu mai
ca să nu se întâmple mai rău. Asta e rugăciunea pe care trebuie să o facem, fiecare dintre noi. Domnul să ne ajute să trăim o viață curată, sfântă, neprihănită, spre slava Lui, pentru ca să ne putem maturiza în formarea și în devenirea noastră după chipul lui Hristos, pentru ca să fim o bună mărturie pentru cei din jurul nostru și pentru ca să ne ducem mântuirea până la capăt. Ne rugăm cu toții!